Ne-am întors, dragii prieteni, suntem în continuare alături de telespectatorii Metropola TV și de cei care ne ascultă pe Sport Total FM, ultima oră a emisiunii noastre de astăzi. Ziua barajelor a intrat eu și cu Daniel Nazare și avem dreptate, pentru că sunt astfel trei de evenimente. Unul în plină derulare, minutul 30, la Brașov, în continuare egalitatea la 0 între fece din localitate și Politehnica Timișoara, un rezultat care avantajează evident gruparea pregătită de Călin Moldovan, care s-a impus la limită în primul meci 2-1. Urmează de la ora 15:30 meciul de la Chiajna, în care Concordia încearcă să producă surpriza în disputa cu prim-divizionarea Chindia Târgu Oviște și mai departe de la ora 20:30 la Cluj-Napoca, un meci așteptat cu mare interes în tribune și nu numai, Universitatea Dinamo București. Daniel, 0-0 la Brașov și echipa gazdă se îndreaptă către realizarea obiectivului minuscul de altfel, rămânerea în Liga 2. După cum au început acest sezon, FC Brașov părea că vor să-și revină și au revenit acum la final când nu contează. Ultima impresie contează. Da, sunt curios cum va arăta echipa pentru sezonul următor, dacă au această stabilitate, dacă vor avea un președinte, indiferent că va fi Dani Coman sau altul. Pentru că, din punct de vedere financiar, n-au ce să suferă. Stau bine. Financiar stau bine. Acum, obiectivul nu poate fi la FC Brașov decât promovarea. Adică n-au alt obiectiv. Ce? Să intre în play-off ca să ce? Nu. Păi bun, trebuie să promoveze. Ai dreptate, promovarea, dar rostim acest cuvânt așa doar de dragul de a liniști oarecum lumea? Sau chiar vei avea niște argumente clare, din toate punctele de vedere, să te gândești la accederea în Liga 1? Deocamdată nu au stadion, un stadion competitiv pentru Liga 1, din punctul meu de vedere. N-au un nume, ar trebui să meargă foarte mult și pe jucătorii localnici, da? Ca să creeze o emulație pentru Brașov. N-au nimic din argumentele astea, deocamdată au doar bani și poate acum să lucreze la organizare pentru sezonul următor. Și poate că de această dată la Brașov, și nu numai la Brașov, se va pleca la drum în condițiile regulamentare. Întâi numim președintele și după aceea numim antrenorul, pentru că nu stagiunea trecută a fost una cu destul de multe turbulențe din acest punct de vedere, iar gruparea din Brașov are să-i plătească și acum lui Ilie Stan destui bani. Evident că a avut și un contract generos cu Ilie Stan la formația brașoveană. Dar pe de altă parte, Daniel, iată că și Ilie Stan, ca și mulți alții, nu prea văd să mai aibă căutare în acest moment. Da, e un antrenor care a avut ceva rezultate totuși la nivelul ligii secunde și care n-a mai fost căutat. Asta e viața antrenorilor, sunt mulți care sunt în afara sistemului în momentul de față. Vorbeai tu de Eugen Neagoie, da? Leo Grozavu, iarăși un antrenor cu rezultat. Mihai Teja, uite. Ce mai știi de patru Mihai așa Teja? Din. Nu, ai mai vorbit cu el? N-am mai discutat de câteva ori, dar nimic concret așa. Da? Adică sunt, poate că apar acum când începe nouul sezon, nu știu ce să spun. Parcă de Mihai Teja să vorbea și pe la Iași, parcă era și el pe listă pe acolo. Adică lista e cuprinde pe toți cei care n-au de lucru. Exact, știi? Da. Când ai un nume acolo așa important. Totuși Teja, Grozavu, Neagoie au anumită cotă și nu cred că poate să vină pe un salariu foarte mic. Păi da, Daniel, dar te întreb, până la urmă și Mihai Teja, să spunem așa. Dacă să mai stai pe margine, de ce să nu accepți o variantă de la Iași, de exemplu? Da, el a mai antrenat la Iași, deja e. Știe mediul de acolo. Și cred că a avut rezultate bune acolo, dar asta e viața antrenorilor. Uite, sunt antrenori tineri, antrenori în vârstă. Neagoie cred că nu mai antrenează de un an, mai mult de un an de zile, nu? Da, și am văzut că în ultima perioadă nu mai are nici apariție așa, că era pe la televiziune de ceva vreme. Da. Acum chiar că pare foarte, foarte discret. Poate unii dintre ei au nevoie de o anumită pauză, mai sunt și probleme personale, probleme familiale. Vor apărea, mai devreme sau mai târziu, cred că vor apărea. Da, exact cum spunea Leo Grozavu, că discutam cu dumnealui la Sport Total FM și a domnului, nu mai mă arunc acum la experiența mea, la valoarea mea, de ce nu, la stabilitatea mea care contează, financiar vorbind, aștept să văd dacă vine ceva chiar pe placul meu. Dacă nu, asta e, stăm afară, n-avem ce face, mergem pe la televiziuni, mai răspundem la telefoane, mai mergem la meciuri, avem noi ce face. În general sunt unii antrenori care se cam autoinvită la televizor în speranța că vor ajunge să antreneze în Liga 1 sau în Liga 2. Asta mi se pare deja că e prea mult. Da, pe de altă parte și Liga 2, Daniel, devine atractivă, pentru că, iată, dacă vine și Oțelul Galații din vară încolo cu Dorinel Munteanu, da, un nume, nu campion, un nume important în fotbalul românesc, dacă vine, să spunem, nu Minaur, cu Vasile Miriuță, un alt nume, la fel. Dan Alexa, cu ce se merește. Dacă vine Dan Alexa, adică și la nivelul ăsta de antrenori, vom crește clar calitativ competiția de Liga 2. Da, dacă va rămâne această stabilitate financiară pe care insist eu, normal că în locul Brăilei, care suferă, da, în locul Unirii Constanța. Și ca infrastructură, Daniel, da, pentru că e important și din acest punct de vedere. Da, și uite, trebuie să fie echipe cu stadioane și cu suporteri. Eu cred că asta este. Chiar vorbeam cu colegul nostru Mihai Rusu de la radio, de la Sport Total FM, care ne transmite de la München și ne spunea, domnule, Liga 2 în Germania e 40.000 de spectatori, dar există comunități locale, da? Nu știu, Regensburg,
fârt sau nu știu ce, adică există o rivalitate, sigur, sportivă, dar comunitatea este alături de echipa respectivă, nu avem trei echipe, da, sau pe ăștia îi susținem, pe ăștia nu îi susținem. E o chestie de apartenență la zona respectivă sau la orașul respectiv. Ceea ce la noi în puține locuri, la Cluj este, la Ploiești este, la Sibiu este, dar de exemplu la Timișoara nu e. Oradea nu are, nu știu, dăm o grămadă de exemple. Constanța nu mai are acum, Brăila nu mai există. Adică nu văd așa o implicare a oamenilor, rețetă, da, asta, da, exact, pentru orașul zi. Respectiv, da, cu Clujul și petrolul. Și numai Cluj, nu o să mai fie petrolul, da? Clujul nu știm. Dar ai nevoie de aceste confruntări între comunități, chiar și unele mai mici, de cum e la Șelimbăr sau la Dej, că am vorbit mai devreme. Bă, sunt puțini oameni, 1000 de oameni, 2000 de oameni, care vin meci de meci acolo. Păi ți-aduce aminte, Daniel, sau nu știu dacă ți-am povestit vreodată, era echipa asta care s-a desfințat, din păcate. Spun eu din păcate, pentru că era o echipă generoasă, Mostri știa Ulmu. Da. Și nu întrebam pe finanțatorul de acolo, Vasile Târșoale. A zis, domne, totuși Ulmu, știu eu, cine a auzit de echipa asta? Zice, domne, eu de acolo mă trag. Și când va merge echipa asta, că e jucau în București, când va merge să joace la noi acasă și dacă vin în tribună 5 spectatori, auzi ce spunea domnul Vasile Târșoale, eu îți mulțumesc că am făcut ceva pentru comunitatea de unde am plecat. E incredibil. Și totuși să ții o echipă la Liga 3-a, era, că dânsul a renunțat între timp, era un demers, Daniel, dificil. Pentru că n-aveai primărie. O ambiție personală, îți dai seama, de a avea o echipă în comuna respectivă, da? Nu, jucau în București, când să se ducă la Ulmu, unde am înțeles că s-a creionat așa un centru de copii și juniori, pentru că dânsul a rămas așa oarecum în lumea fotbalului, dar nu la nivel mare. Apropo de implicarea asta, pentru că, pe de altă parte, vorbeam la, până mai prindem un telefon, mai discutăm noi, vorbeam la Sport Total FM cu Victor Becali, într-o zi. Și discutam noi, evident, subiectele astea, toată lumea când îl sun pe Victor Becali, îl întreb de Națională, nu, de Dinamo, de Steaua, de toate astea, știi? Și la un moment dat, ca să mai destind eu discuția, îi spun, domnul Becali, ați auzit de Recolta Gheorghe Doja? Stă dânsul așa, Recolta Gheorghe Doja, băi, recunosc că n-am auzit. Dar ce se întâmplă acolo? Vă spun eu ce se întâmplă. Iată că această echipă s-a mutat din localitatea respectivă la Țăndărei. Din ce motiv? Pentru că regazonează arena. Băi, nu se poate. Recolta Gheorghe Doja, o comună. Liga 3. Liga 3, o formație pe care o vom întâlni în direct aici la Metropola TV sâmbătă viitoare, la căderea cortinei peste Liga 3, în transmisiune directă, face doi voluntari, Recolta Gheorghe Doja. Apropo de echipele astea mici care fac ceva, am înțeles că acolo se pune un gazon din ăsta cu rulouri la Gheorghe Doja, Daniel. Ceva, știi, oarecum incredibil pentru Liga 3. E vorba de durabilitatea acestui proiect, știi? Despre asta e vorba. Gândește-te că în urmă cu câțiva ani am avut Știința Miroslavă în Liga 2. Ce nebunie era la Miroslavă. Șomcuta, cum era, cum se numește, cei de la Șomcuta, nu? Nu, Șomcuța Mare este. Șomcuța Mare. Nu, dar vreau să spun, adică au fost la Liga a doua, au trecut pe aici. Cine a mai fost? Turistul Număgure. Bucovina Pojorâta. Bucovina Pojorâta, da? Adică echipe, dar au mai rămas? Asta e întrebarea. Da, clar. Câte dintre ele? Adică, bun, nu era mai bine dacă rămâneai în Liga a treia acolo și continuai proiectul decât să vii până la Liga a doua și să te desfințezi ulterior? Păi bun, dar asta, aici este vorba din punct de vedere sportiv, Daniel. Dacă echipa merge bine, nu? Nu știu dacă poți să răpești totuși jucătorilor această muncă. Ce faci? Te duci în vestiar cu 3 etape înainte și spui, băi, uite, din cauza asta trebuie să ne oprim. Nu avem stadion, avem infrastructură, nu avem astea, ce facem? Jucătorul cred că vrea să-și treacă în CV-ul lui acolo o performanță, ca și antrenorul. Bine, asta vine și pe fondul faptului că au fost niște competiții foarte slabe și n-au mai fost echipele de tradiție, că toată lumea spune, domne, nu mai promovează echipele de tradiție. Pe echipele de tradiție n-au valoare sportivă. Că dacă aveau valoare sportivă, promovau. Dar de asta au ajuns echipe cu mai puțin suporteri aici, pentru că a fost echipele de tradiție nu au mai reușit să-și mențină valoare. Și atunci au pătruns celălalt. Acum au alea cu mai puțin spectatori valoare. Ce să facem acum? Sevilla Real în Spania, sigur că acum e o echipă puternică, dar orașul e mic. Da, orașul e mic, adică da, dar toată lumea freamă pentru echipa respectivă. Bine, vorbim, Daniel, de alt fotbal. Da, adică, dar ei și-au construit și centru de copii și juniori foarte puternic, dau jucători în prima ligă, adică nu merge, domne, că ți-ai făcut o echipă cum și-a făcut, am mai dat un exemplu ăsta, la volei Alba Blaj, da, care și-a luat 7 străini, a câștigat titlul național la volei, dar copii și juniori n-au deloc. Păi, care e interesul? Sau n-au de calitate, pe de altă parte, n-au și prea puțin. Acolo, între da, jucătoarele alea care e efectul că tu ai o echipă bună, profesionist? Efectul, dacă iei banii publici de la primărie și Consiliul Județean, trebuie să faci ceva și pentru comunitatea locală. Da, Daniel Nazare, dragi prieteni Metropola TV, stimați radio ascultători, vacanță, vacanță, dar noi suntem aici la treabă și mai deranjăm câte un antrenor din când în când, este cazul lui Daniel Oprița acum. Te salutăm, Daniel, bună ziua!
Bună ziua. Bună ziua. Vacanță oarecum activă, cred eu, și la CSEA Steaua, pentru că sunt destule lucruri de pus la punct în perspectiva stagiunii care urmează. Nu cred că stă antrenorul Daniel Oprița doar în vacanță așa. Da, jucătorii au intrat în vacanță, la noi acum începe munca la antrenori, la oamenii de la birou, pentru că trebuie să rezolvăm pentru sezonul următor cu cantonament, cu lotul de jucători. Deci clar, Daniel Oprița, vor fi ceva modificări la gruparea pe care o pregătești în perspectiva stagiunii următoare, că e nevoie de suflu tânăr acolo. Păi vrem, nu vrem, în primul rând ne obligă și federația că trebuie să schimbăm juniorii. În primul rând trebuie să plecăm de acolo să vedem pozițiile pe care le găsim. Aici... 2004-2002... Găsim noi, găsește Daniel Oprița și cei de la CSEA Steaua. Găsiți voi soluții pentru că... Găsim, da, găsim. Că pare simplu așa de afară, nu? Găsim. În loc să jucăm așa cum e normal, trebuie să găsim. Strică și vacanța, această strategie. Fie și nivelul și mai slab, asta este. Da, Daniel, acum, serios, în această vară se va schimba puțin Daniel Oprița, pentru că am reținut de la tine o maximă. De multe ori am gândit cu sufletul și nu cu mintea. Se va schimba ceva în această vară, în strategia ta? Păi în funcție de ce obiectiv o să avem, se va schimba și de ce o să găsim, de posibilitățile pe care le avem. În rest, foarte multe schimbări nu pot să fac, pentru că vreau să am un lot omogen, trebuie să mai aducem 4-5 jucători în afară de juniori valoroși, care să facă diferența, care să fie titulari. Mai mult nu cred că am avea nevoie, pentru că și în sezonul ăsta a fost un sezon destul de bun, chiar dacă na, am ajuns pe un loc de baraj. Da, o să mai renunț. La unii li se termine contractele, iar deja m-am apucat de treabă. Sunt în, așa am în minte câțiva jucători pe care mi-aș dori acum să vedem dacă și vor să vină și noi dacă putem să le oferim ceea ce ei își doresc. Spune-mi, Daniel Oprița, crezi că sezonul următor va fi unul mai interesant, adică va fi unul mai echilibrat? Mă refer că nu vor mai fi echipe cu probleme financiare, va fi un campionat altfel față de acesta, care, sigur, la vârf a fost mai echilibrat. Dar dacă ne uităm spre coada clasamentului, lucrurile sunt complicate rău. Poate ar trebui mai puține echipe și să fie mai competitiv decât să avem 3-4 echipe cu probleme financiare. Foarte bine, foarte bine, foarte bine ai spus și foarte bună întrebare. Și eu sunt de acord cu ceea ce ai spus. Nu vorbesc numai de Liga 2, nu vorbesc de Liga 3. Ați văzut, sunt 100 de echipe și eu știu că am fost și pe la Liga 3 și știu când te duci într-un vestiar la Liga 3 să pun un teren care nu-ți vine să crezi că poți să ajungi și primezi dreptul de a evolua. Că mie câteodată îmi vine să râd, nu știu dacă știți terenul 5 al nostru cum arată acum. Impecabil, cred. Impecabil, cu tribune, e făcut nou. Gazonul, știi? Și când vin controlele alea să vadă dacă avem ce ne trebuie să putem juca, când eram la Liga 3. Da. Și îți mai trebuie aia, că îți mai trebuie aia. Și eu știu niște terenuri în care, înainte de meci, dar biscoți cai după teren, să poți să dai drum. Și s-a luat. Sau un vestiar în care nu poți să te schimbi 11, nu mai vrei să bași rezervele. Pe compartimente, și... Daniel. Te schimbai pe compartimente. Păi nu, și sunt primite. Eu poate o să mă zic că cineva, nu e treaba lui să vorbească lucrurile astea, dar aș vrea să mai mult să vină de la cine trebuie să fie lucrurile astea spuse. Că iar ajungem în situația care e acum și la Liga 2 cu 7 echipe retrase, unele joacă, că unele nu mai joacă pentru că la promovare a fost echilibrat în toate sezoanele astea, nu mai știu, cred că ultimele 3-4 sezoane s-a cam jucat până în ultima etapă, că a fost foarte, foarte strâns. Dar da. eu aș fi de acord să rămână echipele care își permit și care au condițiile bune pentru nivelul la care sunt. Da, Daniel, mai iată bine. Că s-a lămurit și această, știu eu, ultimă posibilitate pentru echipa pe care o pregătești, CSEA Steaua, a fost și la TAS și TASul a respins. Suntem astăzi, chiar dacă echipa pe care o pregătești fotbalistic a fost acolo, pe loc de baraj, suntem în ziua barajelor, Daniel Oprița, și spune că această întrecere a fost echilibrată, am văzut și noi. Cele două reprezentante ale noastre, Concordia și UCLUJ, au șanse, Daniel, astăzi în disputele cu echipele de primă ligă sau în această dublă de baraj?
Eu zic că au șanse. Șansele sunt 50-50 și într-o parte și în cealaltă. Pentru că așa Chiajna, poate să zicem că în play-off ăsta a fost așa, nu a fost în cea mai bună formă. Dar când ajungi la baraj, orice se poate întâmpla. Pentru că ei n-au un lot slab așa, dacă ne uităm pe lotul lor. Și pot pune probleme. Pentru că n-au nimic de pierdut până la urmă. Cel mai mult ar avea Chindia, pentru că mereu echipa din Liga 1 e favorită și ar fi așa, să zicem, un dezastru pentru ei dacă ar retrograda. Dar eu spun că șansele sunt egale și într-o parte și în cealaltă. Da, spunea Daniel Nazare, colegul și prietenul nostru, legat de viitoarea stagiune, Daniel, dacă lucrurile merg bine, iată, l-am putea avea pe Vasile Miriuță cu Minaur Baia Mare, Dorinel Munteanu cu Oțelul, Dan Alexa cu CSM Reșița și măcar din acest punct de vedere ar crește fără doar și poate calitatea Ligii 2. Da, Corvinu, Hunedoara, care iarăși și ei sunt... Sunt în luptă cu Minaur, că acolo e o situație delicată. Una din ele rămâne. Dacă ne uităm la Liga 3, echipele care să intre, se crește echipe, numai echipe cu care au posibilități, care au bani. Și Slatina și toate echipele astea pe care le-a spus, echipe cu așa, cu un buget destul de bun, din ce am auzit, și cu o stabilitate. Așa că mai sunt și echipe de tradiție, cum Oțelul, cum ar fi și Baia Mare, Corvinu, Reșița, care iarăși e o echipă cu stabilitate. Da, ar fi bine pentru Liga a doua. Și Daniel, o ultimă întrebare și îți mulțumim foarte, foarte mult. Totuși, această vacanță nu este foarte lungă pentru jucători. Noul campionat începe în august. Dificil de gestionat. O vacanță cam lungă, nu? Este, da, destul de lungă, dar nici nu putem să-i chemăm prea devreme, pentru că după aceea iar intervine al lucru cu antrenamente prea devreme. Adică, pentru că eu îmi programasem cu o săptămână mai devreme reunirea, pentru că mă gândeam că o să înceapă undeva la sfârșitul lunii iulie, 29, eu știu, 30, cu aceea s-a decalat cu o săptămână. Și când începe până la urmă? Pe 20 iunie. Deci în perioada următoare vedem ce jucători o să aduceți, Daniel Oprița, dacă se schimbă și regulile astea administrative. Știu că nu-ți place să vorbești pe tema asta și nici noi nu insistăm, nu este problema ta. Nu place sau nu place, dar nu pot eu să spun că nu știu. Știu, înțeleg. Mă pricep eu la lucrurile astea. Eu trebuie să fac echipa și lotul în funcție de obiectivul pe care l-am, în funcție și de ceea ce se schimbă la club. Dacă o să avem drept de promovare, trebuie să aduc un alt tip de jucător. Dacă rămânem la fel cum am fost în sezonul ăsta, practic putem să rămânem cu aceeași echipă, doar cu câțiva jucători, dar de alt nivel. Daniel, mulțumim foarte mult! Vacanță plăcută în continuare! Mulțumesc și eu! Emisiune plăcută! Numai bine! Daniel Oprița rămâne la CSA Steaua. El are încă contract, Daniel, și cred că a avut, fotbalistic vorbit, a făcut un sezon foarte bun, pentru că și el îmi spunea chiar încă de vara trecută, știind că nu are drept de promovare, n-a făcut foarte multe schimbări în lotul care a promovat. Și acum iată că punctează același lucru. Dom'le, dacă se rezolvă ceva până începe campionatul, gândim altfel strategia? Dacă rămânem așa, nu schimbăm foarte mult. E și o anumită frustrare la Daniel Oprița. E normal, a dus echipa pe locul 4. Dar cred că și la jucători, Daniel. Și la jucători, dar asta este o problemă a conducerii clubului, o problemă juridică pe care trebuie să o rezolve. Dar ca antrenor, gândește-te că lui, practic, i s-a putut răpi o promovare. Că poate exista o promovare. Mergea la baraj. Odată poate... ce ești acolo, Daniel. Da? Ideea e că trebuie lucrat din punct de vedere administrativ altfel. Și nu știu dacă Daniel Oprița... mai are răbdare pentru încă un sezon. Poate la anul este pe 3, pe 2, pe 1. Da? Pentru el, care e? O să-i se tracă în CV promovarea sau nu? Da, adică sunt de acord. E o problemă destul de delicată. Dacă ai posibilitatea asta de a ataca promovarea, regulamentar și administrativ, alta este dacă ești acolo, evident, cu un obiectiv de a fi prezent în primele 6, pentru că având stabilitatea asta, Daniel, de care se bucură la mai toate nivelurile, e important să mergi undeva în zona superioară a clasamentului. Între timp, pauză la Brașov, dragii prieteni. Este 0-0 după primele 45 de minute în confruntarea dintre FCE din localitate și Politehnica Timișoara. În prima manșă, vă reamintesc că a fost 2-1 pentru echipa brașoveană, care și asigură, dacă nu se întâmplă nimic neprevăzut, la repriza a doua și fotbalistic menținerea în Liga a doua. Obiectiv îndeplinit, chiar dacă nu vorbeam aici și cu Daniel, cei de la Brașov au avut parte de un buget și de o susținere consistentă, însă lucrurile n-au mers bine pe partea fotbalistică, pentru că au fost tot timpul contra acolo între oamenii implicați. Președintele Ioan Mărginean și antrenorul Ilie Stan. A plecat antrenorul, a rămas președintele, cel puțin până la finele acestui
angajament în iunie, am înțeles că Ioan Mărgina... Cred că dintre toate barajele de Liga 1, Liga 2, Liga 3, ăsta este cel mai trist baraj, așa că nu are niciun fel de noimă, niciun fel de miză, niciun fel de... Nu știu. Cred că ar fi fost, dacă era, se știa mai din timp, cred că trebuia să-l amâne, nu? Sau să joace următoarele echipe. Că mai erau niște echipe acolo care... Nu, a fost organizat stabil dinainte, da, trebuie, știu, onorat acest baraj. Și mai avem un baraj și vinerea viitoare, avem barajul pentru Conference League. Da, Craiova cu Craiova cei cu de la FC Botoșani, Craiova care arăta bine. Pe terenul Craiova, atenție. Da, da, care arăta bine și aseară, nu? Și acolo cred că se pune problema ca Laurențiu Reghe cam să continue. Am văzut că sunt ceva discuții. Na, și la Liga 1, Daniel, Craiova... pentru că e perioada schimbărilor în multe locuri, eu știu... Eu cred că e un sezon ratat pentru Craiova, pentru că au ratat titlul, ei s-au gândit, au avut obiectiv titlul, trebuie să spunem lucrul ăsta. Au ratat Cupa României, iar acum dacă mai ratează și Conference League, nu știu, anul trecut măcar au fost în Conference League, s-au făcut de râsia de fărat, dar măcar au ajuns acolo, adică s-ar putea ca acest sezon să fie mai slab decât celălalt. Da, iată că Ilie Poenaru revine, dragi prieteni, în peisajul Ligii 1, el va antrena UTA, toate indiciile duc către Ilie Poenaru. Deși acolo era o situație puțin delicată, Ionuț Badea, cel care a condus echipa în ultima perioadă, a anunțat că trebuie să întâlnească cu cei care conduc clubul. Pe de altă parte, reprezentanții clubului din Arad au fost aici la București, s-au întâlnit cu Ilie Poenaru pentru a pune la punct detaliile viitoarei colaborări. UTA cu Ilie Poenaru, Daniel Nazare, un obiectiv mai important stagiunea următoare. Va reuși Ilie Poenaru la o echipă unde, clar, presiunea este cu totul alta față de Gaz Metan sau Academica Clinceni. Da, e totuși o echipă imprevizibilă care, deși a avut foarte mult suporter, o susținere financiară bună, o stabilitate cât a fost la Zlobane, marca foarte puțin. O așezare bună, primeau puține goluri, dar nu reușeau să marcheze. Și n-a fost numai cu la Zlobalin, că mie mi s-a părut că după ce a plecat la Zlobalin, tot aceeași exact, problemă. Exact, așa e. Da? Și cu Ionuț adică Badea la fel. Nu antrenorul este de vină, da? N-am înțeles Ionuț Badea de ce a venit. Adică el dacă, în momentul în care a venit, nu mai avea șanse la play-off, da? A venit și a stat probabil că doar pentru o perioadă. El, bine, el poate a avut argumente, garanții din partea celor care conduc clubul. Și l-au păcălit acum sau ce? Păi nu, nu, acum se pare că se schimbă conducerea. Am înțeles. Cineva preia de la Alexandru Mezar, un alt grup de investitori, preia echipa. Și atunci noul grup de investitori ar fi decis să meargă cu un alt antrenor. Dacă rămâne Alexandru Mezar la timona echipei, foarte probabil ar fi rămas și Ionuț Badea. Acum, că discuțiile așa au fost când a venit. Acum, ca să glumim puțin, Ilie Poenaru a fost la două echipe care au intrat în faliment. Sperăm să n-ajungă și UTA. A fost și la Clinceni și la... Și care au retrogradat. Și care au asta și retrogradat e, da. Și care se și desfințează. Da? Să sperăm că poate a depășit perioada asta. Dar nu cred că se pune problema de așa ceva. Pentru că vorbim dar ar fi prima echipă la care Ilie Poenaru, fiind principal, are stabilitate financiară. Da, și tocmai de aceea să-l vedem și noi la lucru, la o echipă de genul ăsta, care clar că obiectiv, foarte probabil, Daniel, și la Arad, vorbim de stabilitate. S-ar putea și să ne înscrie în grupul ăsta de echipe care au ca obiectiv campionatul următor prezența în play-off, nu? Că păi trebuie să pleci la drum cu obiectiv. Așa dacă mă duc, știi că, uite, am văzut la mulți antrenori. Uite, serios, vorbeam cu domnul Cristi Pustai. FC Buzău, o echipă care tot așa a avut de toate și aud acum pe toate căile, ne spunea și Ovidiu Herea, înseamnă că știa ceva, l-a fi căutat și pe el Buzău, care are nevoie de jucători cu mare, mare experiență. Păi și mă uitam, Cristi Pustai, obiectiv, cu tot respectul, locurile 1-10. Păi 1-10 în Liga a doua, hai Daniel, că o rezolvam și cu ea de la Metalul Buzău. Păi, gândește-te că sunt 20 nu? De echipe, vreo 5 au avut probleme, da? Mai sunt 3 mai slabe ca tine și ți-ai îndeplinit obiectivul. Sună bine ca antrenor locurile 1-10, adică dă-o încolo, că asta o rezolv cum necum. Nu? Nu, un obiectiv pentru Buzău la stabilitatea financiară pe care o invocă este accederea în play-off. Sau cum ar fi la Brașov. Au fost și foarte aproape așa. Acum. Sau la Brașov, nu dacă uite acum rămâne Liga 2-a, schimbă președintele, cine știe, o venit Dani Coma, nu a venit, dar oricum o să vină altcineva, probabil că un nume cunoscut, antrenor rămâne sau nu rămâne Călin Moldovan, ar fi acum să zici locurile 1-12 în stagiunea următoare. Păi, adică păi unde propunem fie... ceva... La să fie 1-15, adică poți să câștigi și meciul de baraj de retrogradare. Nu, dar nu? Când ai un buget de genul ăsta și când ai posibilitatea de a face niște lucruri serioase, nu înțeleg, adică, bă, locurile 1-12. Pune, frate, presiune pe cei care sunt acolo, că tot știi îi plătești. La cine aș vedea un obiectiv 1-10, 1-12? La unii radești, că da, am vorbit corect. Mai bine. Sau la Schellimber, da? Da, da, da. Nu poți mai mult, că nu intri în plă. Dar să te clasezi în primele 10? La pensia, de exemplu. La adică echipe care n-au niciun buget așa convingător și care dar n-au. Buzăul și Brașov ar trebui să bată la plăv. Numai pentru câți bani au buget. Doar hai pentru atât. Și Politehnica Iași, Daniel, să fim așa răutăcioși. Politehnica Iași o pune din sezonul ăsta. Anul trecut nu puteam să pune. Da, iată că l-am redescoperit pe Eugen Beza în primele zile de vacanță la Comunal Schellimber, tehnicianul acestei echipe. Te salutăm, Eugen, bună ziua.
Bună ziua! Bună ziua, salut! În sfârșit, Eugen, vacanță sau prea devreme vacanță? Că e una foarte lungă, totuși. Te salut, Ionel. E o vacanță enorm de mare, pentru că așa e sistemul, cum am mai discutat. Trebuie să o gestionăm, să fim raționali, să o gestionăm bine, pentru că e o vacanță destul de mare, iar campionatul începe mai târziu decât l-am preconizat și toată planificarea se schimbă puțin. Dar o facem cum trebuie, Eugen Beza. Am văzut că deja lucrați la strategia noului sezon. Jucătorii care au confirmat încep să semneze prelungirea. Un motiv de liniște pentru antrenor, evident. Da, unul dintre obiectivele noastre ca și staff a fost continuitatea cu jucătorii care au confirmat, cum ai spus și tu, pentru că știți foarte bine, la nivel de Liga 2, omogenitatea e foarte importantă și ne bucurăm că a reușit să prelungim contractele cu Ciocârteu, cu Arhiri, cu Cărăruș. Și mai urmează. Să sperăm că mai urmează. Acum, nucleul de bază există. Să sperăm că poate reușim să continuăm și cu Mubele și cu Iazalde, cu toate că este foarte greu. Dar dacă nu ne reorientăm pentru linia ofensivă, să ne întărim. Vreau să te întreb aici, am avut noi o discuție, o dezbatere mai devreme vis-a-vis de echipele care au mulți bani, ce obiective au și unele dintre ele ne-am amuzat noi, locul 1, 10, 1, 12. La Pșelimbăr, totuși, care este obiectivul pentru următorul sezon, așa, pe care l-ai în contract? Mi-a spus în echipele care avem mulți bani. No, suntem o echipă care nu avem mulți bani, dar nici puțin. O echipă care avem un buget decent, cât să oferim salariile tuturor la timp, pentru că asta e cel mai important lucru. Obiectivul nostru pentru anul viitor, atâta timp cât nu se schimbă structura clubului, va fi să câștigăm meci cu meci. Eu, ca și antrenor, îmi propun să fiu mai sus decât anul trecut. Dacă vom reuși să fim în play-off, va fi extraordinar. Dacă nu, important e să avem continuitate și să ne dezvoltăm pe toate punctele de vedere. Da. Deci n-ai nimic în contract scris, adică nicio chestie de obiectiv. Locul 1-6. Nu, întotdeauna. Contractul meu este bazat pe bonusul de performanță. Bun. Nu am clauze să ne calificăm sau să ne salvăm. Avem bonusul de performanță pentru că, până la urmă, motivația mea ca antrenor este să cresc, să dovedesc că am potențial. E mai importantă decât orice clauză. Am înțeles. Da, Eugen, glumind așa puțin, dacă îmi dai voie și dacă suntem în vacanță, chiar putem să glumim. Ce mai vrei atacanți? Că l-ai pe Daniel Tătar acolo, care loviturile libere sunt și goluri. Ce să mai... Da, este adevărat. Ne-a lipsit foarte mult după meciul cu Ciucu din sezonul regular. Dar mai avem și alți jucători de calitate. Important e să aducem un aport ofensiv dacă nu vom reuși cu Mubele și cu Iazalde, pentru că toată munca și organizarea noastră, care a fost bună în general, trebuie concretizată acolo în față și, vă spun sincer, jucătorii de calitate fac diferența acolo în față. Da, Eugen, cum a fost la Blaj, într-un oraș care respiră doar volei, iată că există și fotbal la fața locului, iar Comunal Pșelimbăr a onorat comunitatea locală cu un meci amical reușit. Cred că a fost destul de multă lume acolo. Cum arată? N-am fost niciodată, recunosc, la Blaj. Cum arată terenul, stadionul? Cum e atmosfera acolo? Da, avem o relație specială cu domnul primar de la Blaj, cu domnul Gheorghe Rotar. Este un prieten de al nostru. Am onorat invitația fără echivoc, pentru că este un om care se dedică nu doar orașului, care arată superb. Vă invit să mergeți la Vlaj, e ceva ieșit din comun. Un om gospodar, care mai mult de atât iubește foarte mult sportul, investește la volei foarte mult. În trecut a investit și la fotbal. Este o bază de agrement, unde este și acest teren proaspăt renovat. A fost foarte bine, a fost frumos, ne-am simțit bine, am mers în orașul natal Daniel Tătar, a și înscris un gol apropo din lovitură liberă. Specialitatea casei, logic. Specialitatea casei, da,
A fost un antrenament reușit, până la urmă a fost concretat o prietenie, cum v-am spus, cu domnul primar, dar și o ieșire pentru băieți, pentru că era penultimul antrenament înainte de vacanță. Da, și ultima întrebare, Eugen, astăzi este ziua barajelor. Concordia Chiajna, Chindia, Târgoviște, Universitatea Cluj-Dinamo. Îl recunoști foarte bine pe echipele din Liga a doua pe care le-ai și întâlnit. Da. Șanse importante pentru cele două să producă surpriza? Sau echipele de primă ligă, Eugen Beza, sunt prea puternice în acest moment? Chiar dacă sunt în ghilimele victima unui baraj, este foarte mare diferență între Liga 1 și Liga 2 și cu toate că mi-aș dori să văd o surpriză, mi-e greu să cred că o echipă de Liga 2 se poate ridica la nivelul unei echipe de Liga 1, chiar dacă Dinamo este o echipă oarecum în derivă, au câțiva jucători de mare calitate care o să vedeți vor face diferență în cele două baraje. Mai mult de atâta, Chindia este o echipă foarte bine organizată, l-a apreciat foarte mult pe domnul Sandoi și cred că nu se va pune problema câștigătorului. Păi Eugen, dacă l-apreciez pe domnul Sandoi, ce să mai spunem de Alex Pelic, nu? Alex Pelic, cum vă spuneam, mereu e prietenul meu, chiar dacă anul trecut a fost cel favorizat, dar eu consider că a fost un baraj, încă o dată mă repet, un baraj care se întâmplă poate odată la 100 de ani. Cauzele le știm foarte bine și pentru mine a fost, ca să fac o trecere, a fost un an de cumpănă, pentru că este primul an în care am pus pe ca antrenor principal să duc cap-coadă, veniam după o dramă. Și în primul rând vreau să-mi demonstrez mie, pentru că aveam încredere în mine, vreau să-mi demonstrez mie că a fost o întâmplare ce a fost anul trecut. Da, Eugen Beza, vacanță plăcută, evident că ținem legătura pe măsură ce apar noutăți la Comunal 1599 și Limbăr, le vom dezbate aici la Metropola TV. Vacanță plăcută, mulțumim foarte mult, Eugen Beza. Vă mulțumesc frumos, la revedere, o zi bună. Bine. Eugen Beza, Comunal și Limbăr, Daniel Nazare, care nu se întoarce cel puțin deocamdată pe arena proprie, era vorba prin septembrie, ceva de genul ăsta, așa că noul sezon îi va găsi pe cei de la Comunal și Limbăr, foarte probabil tot la Râmnicu Vâlcea. Da, e destul de greu să se înscrie în șirul echipelor și de la Liga 1 și de la Liga 2 care se plimbă. Bine că pot și bine că au acest entuziasm. Eu mi-e și Unirea de și Schellenberg, că eu le pun cam în aceeași categorie, au avut entuziasmul ăsta de primul sezon. Să vedem dacă îi ține și în al doilea. Pregătirea fizică, să vedem cum e pregătirea fizică. E clar, au venit în Liga 2, a fost frumos, lumea. Bani acolo, Brigada Someșeană. Acum, în al doilea eșalon, trebuie să pune și un pic piciorul mai mult, pentru că toate echipele deja îi tratează altfel. Nu, cu precizarea că cei de la Comunal și Limbăr n-au jucat acasă, știi? Au jucat bala Avric, bala Râmnicu Vâlcea, adică și ei când se vor întoarce acasă pe un stadion, se spune cosmetizat, va veni destul de multă lume acolo. Comunitatea ta, așa cum este și la Dej acolo, pentru că vin destui oameni la Dej și s-au obișnuit așa cu echipa. Teoretic, Daniel, așa este. Campionatul care urmează trebuie să aducă o îmbunătățire. Clar. Să aducă o îmbunătățire și mai ceva. Ei au avut noroc totuși în acest sezon cu faptul că au fost multe echipe cu probleme financiare. Și atunci tu ai fost peste ele, sigur, au mai fost două. Mai bine organizat, Da. Dar gândește-te ce ar însemna să avem 20 de echipe puternice. Puternice, care se joace meci de meci, atunci au o problemă și Deju și Schellenberg că sunt, să nu fie undeva pe cele 5 locuri care duc în Liga Secundă. Da, păi nu, cu toți ne-am dorit să fie un campionat mai puternic, mai echilibrat, în care fiecare verdict al unei partide să fie așa în incertitudine, grație valorilor egale ale competitorilor, chiar dacă nu, bugetul este unul diferit. Ne uităm și la televizor, începe repriza a doua, dragi prieteni, în partida de la Brașov, este continuare 0-0. Și pe măsură ce orele trec, cresc și emoțiile, Daniel. Concordia Chiajna, Chindia, Universitatea Cluj-Dinamo, în prima manșă a celor două dispute pentru menținerea sau promovarea în Liga 1. O să urmăm și noi cu atenție. Daniel va fi și la radio, dragi prieteni, după amiază. Și vom discuta și la radio despre ceea ce s-a întâmplat în partida de la Chiajna, Concordia Chindia. Un avantaj pentru echipa gazdă, Daniel, că se joacă pe sintetic acolo. Nu știu dacă e un avantaj. Eu cred că Concordia e pe un trend ascendent, în sensul că nu au fost cine știe ce cum au început campionatul și au mai revenit pe final. La Chindia invers. A început foarte bine campionatul, dacă vă aduceți aminte. A făcut un meci bun pe arena națională, cu Rapid, când a promovat. Adică au avut rezultate foarte bune. Ulterior, din ce în ce mai slabe și acum, dacă reușesc să depășească această perioadă mai puțin bună pentru Chindia, n-a mai putut Emil Sandoi,
cu o echipă modestă față de celelalte, trebuie să recunoaștem. Acum, dacă va reuși să treacă de Chindia. Sunt două echipe oarecum de valori egale, dar eu cred că la Chindia sunt niște fotbaliști care pot face diferență. Da, dar mă și gândeam la un scenariu din ăsta nedorit, evident, de partea dâmbovițeană, în condițiile în care Chindia, Daniel, ar rămâne, ar pica în Liga a doua. Ei n-au stadion. Da. La Ploiești nu vor mai putea juca acum în noile condiții, că Petrolul a mers în Liga 1. Și eu mai și retrogradat anul trecut, în mod normal. Da, și dacă ar pica acum, acasă nu pot juca, la Ploiești nu mai pot juca, poate să caute alt teren. Situație dificilă. Și de aici am văzut că Emil Sândoi încă n-a parafat un nou contract, deci se spunea că ar fi fost ofertat din acest punct de vedere. Probabil că și experimentatul tehnician așteaptă normal să treacă această dublă, Daniel, și vom vedea după aceea. Oricum, prima mișcare notabilă la Chindia s-a petrecut. Neguț revine de la CFR. CFR-ul a anunțat că nu îi va prelungi, adică el a fost împrumutat, cred că era vorba de vreo 200.000 de euro de plătit în această vară, iar cei de la CFR au zis că nu este cazul și Neguț se întoarce la Chindia. Mă surprinde că totuși Neguț a dat vreo două goluri și un meci decisiv, dar a jucat foarte puțin, da. Probabil că a contat și ceea ce își dorește el. Probabil că ei au vrut să-l păstreze în lot, dar probabil că Neguț vrea să joace mai mult. La Chindia, cu siguranță, va juca. Hai să mergem și la Iași, Daniel, și avem plăcerea de a spune bună ziua domnului Cornel Schweitzer. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua! Domnule președinte, v-am văzut acolo în Giulești. Ați luat trofeul. Erați foarte bucuros alături de fosta noastră echipă. Da, am fost invitat. Vă dați seama că știți cât de implicat am fost acolo. Că băieții care am dorit la echipă și m-am bucurat pe enorm de mult pentru ei, pentru că am crezut în Cupa României de când am intrat în fotbal 25 de ani și la Botoșan la Liga 3 am adus Dorea Bistea și la Botoșan la Liga 2 am adus Oțelul Galați, am jucat cu Dinamo și la Sfântul Gheorghe acum de ani am crezut în Cupa România, am jucat finala cu Steaua pe care am pierdut-o și în acest an, la fel, a fost un obiectiv clar, un parcurs cât mai lung în Cupa României. Și atât că e o performanță de lăudat la Sfântul Gheorghe, o comunitate, cum poate fi știți, dar ce s-a petrecut la Sfântul Gheorghe în ultimii ani, de la an la an s-au reușit lucruri minunate. Și în acest an câștigarea trofeului Cupa României și noua arenă care este formidabilă. Joci în Europa, pe o arenă de 4 stele, nu-i la îndemâna oricui. Asta spune mult din punctul ăsta, acesta de vedere. Da, domnule președinte, evident că nu uitați legăturile strânse cu cei de la Sepsi, dar acum la Politehnică aici cu siguranță... Da, pentru că acolo am lăsat niște prieteni, am fost respectat, am respectat, dar... În momentul ăsta sunt la Politehnica, e adevărat, cum a spus dumneavoastră, la Politehnica, de acolo vreți să știți amănunții, bănuiesc? Nu, vreau să spun că dumneavoastră vă doriți, fără doar și poate că în anii următori, măcar să copiați într-o scară mai mică traseul celor de la Sepsi, nu? Da, acolo se noi Iașul e un oraș minunat, știți foarte bine ce reprezintă Iașul, capitala Moldovei, cultură, un sport... S-au reușit lucruri frumoase și în anii trecuți, dar cred că sportul ieșean, în general, merită mult mai mult. Și încercăm, ne-am organizat pe plan administrativ, se schimbă lucruri zi de zi pe plan administrativ, la baza sportivă, se reface terenul sintetic, nocturn, suprafețele de joc. Mințim de asta, dar pe plan sportiv avem mult, mult din muncă, când spun, pentru că a fost o reprogradare dureroasă care a lăsat urme, cu un lot decimat, rămas doar foarte, foarte puțin jucători și a fost un an în care nu s-a evoluat. Întotdeauna s-a făcut pași importanți, o clasare destul de modestă și am încercat ca în acest retur, de când am sosit în ianuarie la Iași, să evaluăm tinerii jucători din cadrul lotului, jucătorii ieșeni, am făcut foarte multe acțiuni la nivel de academie. Deci ne-am făcut așa o părere, urmând ca în viitor, cât foarte apropiat, să încercăm să... Asta îmi doresc eu personal, să reușesc o campanie de achiziții bună, să reușim o echipă, ceea ce merită ieșenie și un antrenor, pentru că în momentul ăsta pe banca tehnică n-am luat o decizie asupra noului tehnician,
urmând săptămâna viitoare probabil să să comunicăm antrenor. Da, am și văzut, domnule președinte, așa, din lista celor posibili, atractiv rămâne Iașiul, am văzut niște nume din astea importante, dar de fiecare dată când se caută un antrenor, în special echipele cu pretenții, și includem și Politehnica Iași, cei care sunt liberi sunt pe listă acolo. Am văzut domnul Nea Goie, Leo Grozavă, Ghiusi Balint, ce nume, ce nume acolo. Nu e ușor, să știți, Liga 2 nu e atractivă la momentul ăsta, pentru că toată lumea dorește antrenorii cu cot, doresc să se antreneze la Liga 1, știți foarte bine, nu e ușor. Păi nu e loc pentru toată lumea la Liga 1, domnule Schweitzer, nu? Da, sperăm să găsim, în primul rând, să fiu inspirat, cum am fost inspirat în decursul anilor, știți foarte bine, în 25 de ani de activitate, nu am știți. Nu am avut prea mulți tehnicieni, deci am crezut, le-am dat încredere, am crezut în ei. Lucrul acesta îmi doresc și la Politehnica în viitor, dar sper să fiu inspirat, să alegem, să aleg un antrenor care să aibă continuitate și să reușim, v-am zis, repet, să facem o echipă competitivă și Politehnica în viitor să revină în Liga 1. Deci obiectivul este clar, Liga 1, fără locul 1-6, fără play-off, fără meciuri de baraj. Nu. Prima dată locul 1-6, eu nu mă arunc așa. Prima dată toate echipele care se înscriu în competiții luptăm pentru play-off. Eu zic și o echipă cu pretenții modeste are ca obiectiv calificarea pe după sezonul regulat, i-am discutat în perioada de iarnă. Deocamdată ca prim obiectiv a fost și surpriză și anul acesta. Unirea Slobozia s-a calificat în play-off. Bănuiesc că la început de campionat Adi Mihace și-a fixat un obiectiv, să prinde play-off. Da, toată lumea vrea să scape de emoții, nu vor să stea în zona periculoasă a clasamentului, dorește să agațe de orice, să prinde play-off. Da, uitați, domnule președinte, dacă îmi dați voie, permis să vă dau și o idee. O idee așa în direct. Am văzut că pe lista asta cu posibile antrenori pe la echipele de Liga 2 care caută nume, nu l-am regăsit printre alții pe Vali Suciu, de exemplu. Un băiat care știe foarte bine Liga 2, nu, care este liber de contract. Știu pe Vali, chiar l-am și salutat. Ne-am întâlnit la finale. A fost și el la finală? Aveți încredere că mă cunoașteți de acum și cunosc toți antrenorii. Nu, dar nu l-am văzut pe Vali Suciu, că am fost și eu la meci, că îl salutam și eu. Eu n-am dat niciun nume. Alții au dat, evident. Eu n-am dat niciun nume. Eu personal. Nu m-ați auzit să vorbesc de... Știu, domnule, la experiența pe care aveți, domn președinte, și oricum, dacă ați dat niște nume, sunt sigur că ați dat niște nume să-i duceți în eroare, că semnați cu altul, fără doar și poate. Artă de președinte. Da. Domn președinte, o ultimă întrebare, pentru că și timpul nu este aliatul nostru. Astăzi avem barajele. Echipele care au jucat cu Politehnica în Liga a doua sunt la porțile primei divizii. Să avem parte de surprize? Eu cred că eu, Andrian, a fost o surpriză în sezonul trecut. Mi-a venit cu areată o surpriză plăcută a campionatului care a rămas în Liga 1 și nu oricum, fără griji, spre final. Lucru care s-a întâmplat rar. Eu tot timpul am zis că dintr-o dublă Liga 1 cu Liga 2, 70% de șanse tot timpul am dat adversarele din Liga 1, pentru că echipele mai bine pregătite, într-o dublă marșă, într-un singur joc, se poate întâmpla orice. Dar astăzi mizez la fel pe Chindia și Dinamo, din dubla asta să rămână Liga 1. Iar eu mai interesez ceva, domnule Cornel Schweitzer, dacă noul antrenor al Politehnicii va fi de undeva din zona Bucureștiului, poate că îl prezentăm sâmbăta viitoare chiar aici la Metropola TV. Să fie sănătoși, vedem ce... Eu îmi doresc, clar, să avem antrenor, pentru că avem treabă multă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și vă mulțumesc. Vacanța activă, că e de lucru la Politehnica Iași. Unde nu e de lucru, Daniel, dar la Iași mai mult decât în alte părți. Acum e entuziasmul care a lipsit anul trecut când au reprezentat. Că experiența, au condiții, au argumente, adică s-au îmbunătățit multe și pe plan administrativ. La Politehnica Iași și se înscrie clar în grupul echipelor care, iată, îmi place asta. Rezonabil, 1-6, ne angajăm clar, nu locul 10, 12, 14. Dragi prieteni, 3:30 a trecut așa, parcă pe negândite, alături de Daniel Nazare și de invitatul nostru din prima parte a emisiunii, Dragoș Militaru. Eu și Daniel vă mulțumesc dumneavoastră, împreună le mulțumim echipei care a fost și astăzi la înălțime. Vă dăm întâlnire și sâmbătă viitoare, dar până atunci, în fiecare zi, Metropola TV și Sport Total FM, să fim alături. Mulțumim foarte mult, după amiază plăcută, la revedere!